cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, bună dimineața. A venit iarna, avem zăpadă frumoasă, primele accidente datorate șoselelor necurățate. Neamț, după cum auzeați ieri, s-a reușit totuși o performanță la nivel de regiune. DRDP Iași a semnat ieri contractele de încredințare directă pentru curățirea drumurilor care îi aparțin inclusiv în județul Neamț. De aceea putem sta liniștiți în casă. S-au încheiat alegerile, avem un prim-ministru interimar și se încălzește pe margine domnul Câțu ca să preia guvernul. Asta mi-aduce aminte de un test pe care mi l-a dat învățătoarea în clasa a treia, care mi-a spus că mă trece clasa la matematică dacă știu să răspund corect la o întrebare. Că într-o cameră cu patru colțuri, știți așa, erau trei pisici în fiecare colț. La un moment dat au mai intrat câteva pisici și eu trebuia să-i răspund câți măți sunt în cameră. Bineînțeles că n-am știut să răspund, pentru că răspunsul la întrebare era că în momentul când spui câți, pisicile fug din cameră. Da. Asta e, noi sperăm că rămânem în România cu domnul Câțu prim-ministru și că ne va merge mai bine, pentru că el a demonstrat de-a lungul ultimului an de guvernare că se pricepe să aducă bani în țară, cel puțin prin împrumuturi. Astea fiind spuse, să începem prea frumoasa emisiune de astăzi, pentru că este joi, avem ziarul Mesagerul proaspăt scos din tipar și îl avem pe domnul Dr. Liviu Harbuz împreună cu noi. Nici nu mai știu cum să vă prezint. Bună dimineața! Papagalul de serviciu. Ia auziți papagalii cum cântă. Am adus papagalii. Ce nu știu cei care ne privesc este că domnul Bălănescu aici în redacție a adus doi papagali după ce au trecut atâția pe aici, doi adevărați care au rămas aici. Aici și ne străduim să învățăm cuvinte la modă. De exemplu, îi învățăm să spună aur, nu haur, aur. Se spune belea, belea, belea. Poate reușim să facem un fond sonor la emisiunile noastre în următorii 4 ani. Apropo de asta, domnul Liviu Harbuz, domnul doctor Liviu Harbuz, promit să nu discut cu dumneavoastră politică decât 5 minute. Politici. Politici. Ce se întâmplă cu Pro-România? Mic. E un partid care nu a trecut pragul, rămâne un partid, nu plecăm nicăieri, rămânem în viața politică, suntem într-o fază de analiză, ce e bine, ce e rău, ce am greșit, ce n-am greșit în contextul rezultatelor la parlamentare și vom vedea. Pentru că dinamica politică în România va fi una foarte mare, mai ales în următorul an, pentru că avem provocări foarte mari, criza medicală, criza economică, dar avem și criza politică, aș spune, pentru că așa cum arată în momentul de față Parlamentul, s-ar putea să avem tot felul de surprize, pentru că intervin orgolii, intervin ambiții. I-a auzit? Da, ei au început să protesteze. Au început să protesteze, da. Motiv pentru care vom vedea ce se întâmplă. Cred că Pro-România are datoria de a rămâne în viața politică. Nu se grăbește nimeni. E un partid în care sunt foarte mulți tineri care au timp suficient să dezvolte un partid altfel, așa cum ne-am dorit de la început. Cred că s-au făcut greșeli majore prin tot felul de alianțe, de absorpții. Cred că s-a început perfect, adică un partid nou, un alt fel de partid, o alt fel de politică. Dar din păcate, na, și oamenii au influența lor, membrii de partid, cei nou veniți, au așa uneori
să zic, nostalgii după alte perioade politice care au consacrat clasa politică din România. Trebuie să recunoașteți că e senzațional papagal. Da, până acum au tăcut, dar acum am venit eu și au început să vorbească, mi-au recunoscut vocea. Este senzațional. Așa. Bun, acum am înțeles. Asta la nivel național. Ce se va întâmpla așa după dumneavoastră pe plan local? Păi, pentru că pe plan local... la fel. Bun. Adică noi am rămas... În alianța aceea anunțată? Da, un număr de aleși locali, 63 de aleși locali. Și vom rămâne, așa cum am stabilit, în alianța formată pe partea dreaptă, respectiv PNL, USR, Pro-România și, din câte știu eu, și PMP. Da, și ei sunt. Sunt și ei și ei sunt sub pragul electoral. Acum fiecare supraviețuiește și înțelege să ducă mai departe un partid așa cum consideră de cuvință. Am înțeles. Bun, haideți să nu mai discutăm politică. Vă uitați la fotbal? Nu. Și-ați pierdut cel mai mare eveniment de promovare? N-am pierdut evenimentul pentru că, desigur, m-am uitat la știri, dar nu sunt un mare microbist. Ați auzit celebru scandal care ne face pe noi românii să fim catalogați acum drept rasiști? Rasiști, da. E, cred că puțin cam mult. Bun, din analiza pe care am făcut-o, analiza personală, eu consider că, și papagalul e de acord, din analiza făcută, eu consider că e și o chestie de cultură, de educație, de limbaj, de sens, pentru că dacă iei un copil și chiar un copil premiant care vorbește și vreo trei limbi străine, un elev de liceu și pui în față 10 persoane blonde și o persoană brunetă, există tendința de a spune ăla negru. Adică a fost acolo, de fapt, a făcut o diferențiere, mai ales că vorbea cu un alt român. Dacă ar fi vorbit cu un arbitru străin și vorbea în engleză și îi spunea nigger, era o problemă. Era cu totul altceva. Pe când, pur și simplu, i-a venit natural. Dar în același timp, totuși era arbitru UEFA. UEFA are niște reguli foarte stricte în zona asta. Bine, a făcut excepții atunci când... Vă aduceți aminte când România au fost făcuți țigani? Păi asta vreau să vă întreb. Pe stadionul din Paris, și acum vorbeam tot de o echipă franceză pariziană, de Paris Saint-Germain, și nimeni n-a mai fost atât de indignat. Eu cred că românii sunt mai degrabă conservatori decât rasiști sau xenofobi. Noi suntem conservatori pentru că avem o religie ortodoxă, conservatoare, avem poate și o mare lipsă de educație. Cineva a supărat papagalii, să nu-i stresăm, vă rog frumos. Așa. Pentru că pe lângă alte belele, cum ar spune domnul Bălănescu, faptul că suntem xenofobie, nu înțelegem nici ceea ce înseamnă protecția animalelor și cred că în acest caz am putea face o evaluare despre modul în care sunt tratați și stresați. Bun. Acum, e prima emisiune la e prima care, emisiune azi, care sunt înțeles, ei. Am înțeles, da. Ați făcut-o special. O să mă adaptez. Bun. Vremea papagalilor. Așa. Haideți să o luăm așa. Noi în Europa suntem priviți ca, hai să luăm în germani, Ausländer, da? Zigeuner. Păi când mă face pe mine un neamț sau un francez, sau cum e corect politic să spun, cetățean european de cetățenie franceză, indiferent că este puțin mai alb, mai negru, mai colorat, galben, deci el mă face pe mine țigan, iar eu dacă îi spun unui țigan în România că e țigan,
E discriminare, iar dacă ăla îmi spune mie, mă laudă că spune că el a spus-o în sens creativ. Adică țiganii știu să cânte frumos la vioară și alte chestii. Unde este corectitudinea politică? Și negri știu să cânte frumos. Bun, nu știu, la balalaică, nu știu la ce cântă ei, ăia sunt rușii, pardon. Deci, unde este corectitudinea politică? Că eu nu mă prea pricep. Din păcate, aici n-a mai stat nimeni să facă o analiză înainte de a avea o reacție. Toată lumea a exagerat pentru că Black Lives Matter a pur și simplu a invadat lumea. Este un curent la mod acum, pentru că eu consider o modă atâta timp cât lucrurile astea nu sunt fundamentate. De sute de ani lucrăm împotriva xenofobiei, deci nu cred că, exceptându-i pe cei de extremă dreaptă, pe cei care într-adevăr au o problemă cu minoritățile sau cu persoanele de culoare sau cu hispanicii, pentru că avem, de exemplu, în Statele Unite trei mari categorii. Afroamericanii, avem latinoamericanii și avem... Desigur, nici măcar nu le mai spun indieni, le spun persoane născute în America, adică vorbim de băștinași și indieni, pentru că nici ei n-au mai acceptat la un moment dat să fie numiți și apelați. Nu, apelați cu indian sau cu statutul de indian. Și acum ei sunt practic, li se spune, îmi scapă acum în engleză. Amerindieni. Nu, nici măcar ne... amerindieni, nu, li se spune persoane născute în America, adică băștinași. Cam asta ar fi Am traducerea înțeles. Din limba engleză. Am înțeles. Deci, dacă ăla mă face țigan pe mine, eu trebuie să o accept ca pe o laudă, să mă simt integrat în Europa... Dacă un român spune negru în limba română, e o problemă. Mă uitam de dimineață și eu citesc povești de obicei dimineața. Știți? Și m-am uitat pe harap alb. Harap alb. Harap în limba română înseamnă, mă rog, în dicționar, da? Persoană de origine africană, da? Persoană de origine africană. Păi suntem rasiști. Cum am putut noi să spunem că un harap poate fi alb? Suntem niște rasiști și niște oameni absolut duși în afara oricăror reguli ale corectitudinii politice. Cum poți să spui, de exemplu, că unui păsărilă lăs lungilă atâtea dizabilități într-un singur personaj? Cum poți să pui personaj negativ spânul? Nu se poate. Omul de la natură îi lipsea părul, da? Cum poate unul în tradiția populară românească să-și bată joc de un om? O să ajungem la aberații. Cum să vă spun? Nici nu-mi vine să cred că se întâmplă așa ceva. Niște șmecheri plătiți cu milioane de euro anual... Scuzați-mă, cu o educație precară, pentru că el făcuse ceva rău împotriva regulamentelor și trebuia să fie dat afară, s-a legat de cuvântul negru. Absolut a speculat. Dar de ce? Se uita în oglindă și a zis, eu vreau să fiu Michael Jackson. Păi nu, stai, să știți că cu Michael Jackson a fost o problemă, că există o generație care l-a prins negru și o generație păi care... Păi de asta zic, că ăsta s-a uitat în negru, zic, eu vreau să fiu Michael Jackson. De ce mă face ăla negru? Că eu în sinea mea, în mintea mea, sunt alb. Până unde merg aberațiile astea? Bun, repet. Lumea evoluează. Există perioade... Evoluează. Sau involuează, dar lucrurile au o dinamică. Gândiți-vă că acest lucru nu era posibil acum 100 de ani, nici acum 90 de ani. Acum este posibil. Pentru că trăim într-o societate care suportă transformări în fiecare zi. Unii se adaptează, alții nu se adaptează. Unii speculează, ca și în politică. Unii speculează greșelile altora, alții au avantaje din aceste situații, pentru că uitați-vă, lucrurile astea se întâmplă de când avem... Mi s-a spus cum îi cheamă pe
ăia băștinașii din America. Nativi. Nativi, da. Nativi. Nu știu dacă n-am zis nativi. Nu, păstrează populații băștinași. Nativi, așa e. Nativi americani. Da, nu, dar e interesant. Nativi. Da, da. Păi ceilalți, ceilalți nu sunt nativi. Nu. Ceilalți sunt... Nu, se referă, desigur, la perioada când a fost descoperită America. Atunci, cei care au descoperit-o au considerat că sunt, au ajuns în India și după aia și-au dat seama că, de fapt, nu erau în India. Și uite, așa, nu erau indieni, erau nativi, nu erau apașii, erau cei din... Apropo, să-l scoate în afara istoriei pe Karl, istoria literaturii pe Karl May. Nu. Adică autorul lui Vinetu nu poate fi scos din istorie pentru că personajul creat va trăi chiar dacă îl scoatem pe Karl May din istoria literaturii. Nu, dar eu aștept cu nerăbdare să-l văd pe Vinetu interpretat de, cum îl cheamă, Doamne, iartă-mă, de asta, Will Smith. A. Will Smith, Will Smith dansând în jurul focului. Cred că l-a interpretat foarte bine, nu are nicio. Bineînțeles, bineînțeles. Atâta doar că o să fie complicat să-i spună Old Shatterhand piele roșie. Da, să ne aducem aminte că de curând am avut Django, filmul care a relevat foarte, să spunem, foarte aproape de realitate istoria sclavagismului în Statele Unite. Bun, fiecare... Un omagiu adus violenței și răzbunării. Exact. Da, a luat premiul Oscar, adică. Da, dar este un omagiu adus violenței și răzbunării. Ca și foarte multe alte filme americane, care fie sunt extrem de educative, fie sunt extrem de manipulative, pentru că se întâmplă și lucrul acesta. Noi în România nu avem foarte multe persoane de culoare, iar cultura noastră nici nu elimină, dar nici nu acceptă foarte tare prezența unor persoane de culoare, deci nu avem nici măcar în limbaj acest control atunci când vorbim despre persoane de culoare. Normal că un copil, dacă duci o persoană de culoare la țară, toți o să zică la negru. Pentru că asta e, la noi există negru și alb. Și cum în ultima perioadă ne-am pierdut în nuanțe de gri, în momentul în care vezi o diferență clară între negru și alb, o și evidențiezi. Da, da. Nu, eu nu-mi revin. Adică, cum se poate ca niște oameni, eu îi consider cât de cât inteligență, așa, să vină și să spună, domne, nu, a spus negru și întrerupe meciul. Păi duceți-vă acasă, vă băieți! Da, întreruperea meciului, din ce am înțeles ce v-am spus, nu sunt microbist, a fost, de fapt, o tactică pentru a amâna, pentru a vedea... Ca să poată să ia cu 5-1 bătaia a doua zi. Și a luat a doua zi cu 5-1 bătaie, da, deci lucrurile n-au fost foarte diferite. Dar cine sunt ăștia? Parcă turci erau. Da, cu o echipă din Turcia, a jucat Paris Saint-Germain cu o echipă din Turcia, de altfel a ieșit și domnul Erdogan și ne-a vorbit despre drepturile minorităților și bine că ne-a vorbit și despre drepturile religioase ale minorităților religioase. Mie mi-a plăcut un dobitoc care a ieșit pe... Eu n-am văzut dobitoc. Un dobitoc care este la CNCD. Cred că e la noi în țară, nu știu, CNCD-ul ăsta. A început el să explice cum e, cu ce s-au încălcat drepturile. Drepturile cui s-au încălcat? Ale cui drepturi au fost încălcate când ăla a spus dă-l afară pe ăla negru? Bun, cel de la CNCD a fost, de fapt, a venit să prezinte teoretic și legal. Eu consider că ar trebui să iasă mai des dacă vrem... Să și avem... să se exprime corect în limba română. Da. Sau să-și ia traducător. Cred că... Într-o țară civilizată, educația așa și informarea este foarte importantă și mai cred că acum s-a creat un precedent. Probabil că atunci când cineva... Mi s-a întâmplat și mie, mergând în Statele Unite, să folosesc din greșeală cuvântul negru. Bine că n-au înțeles... Noi nu avem încă însușit în limbajul nostru afroamerican.
și alte apelative, deci se poate întâmpla oricui. Dar probabil că trăind într-un fenomen al globalizării agresive, vom învăța, iar domnii ăștia care sunt de la Consiliul de Combatere a Discriminării ar trebui să educe, să informeze mai mult. Repet, în cazul arbitrului, el fiind totuși un arbitru FIFA, avea experiență și sunt convins că procedurile de la FIFA prevăd și astfel de apelative în sensul în care ele sunt interzise. Asta e părerea mea. Repet, nu am citit niciodată regulamentele FIFA, nu constituie un domeniu de mare interes pentru mine. Da. Primim tot felul de comentarii, cum ar fi trebuit să îi se adreseze. E foarte interesant. Eu zic să citiți comentariile. Cum să fi spus arbitru? Cel cu pielea de nuanță închisă? Mă rog, ăla de la CND vorbea și de discriminarea ungurilor și a țiganilor din fotbalul românesc. Deci întrebarea era care e fotbal, dar mă rog. Da, da. Bine, e și o persoană care face analize foarte profunde și domnul Nastasă, cred că însuie. Da. Și știe, are verbul la îndemână în sensul în care știe să fie foarte critic în general. Bun. Să mergem mai departe. Eu repet, adică acolo a fost o chestie de diferențiere vorbindu-se limba română, dacă ar fi vorbit în engleză sau în franceză, aș fi înțeles că a greșit apelativul și a avut o exprimare xenofobă, dar în România diferențiezi albul de negru. Adică în limba noastră e o chestiune firească. Cred că faptul că ei au vorbit în limba română nu li se poate imputa că ar fi avut o atitudine xenofobă. Bun. Asta este una. Pe mine mă deranjează reacțiile acelea pline de corectitudine politică al unui indivizi care habar n-au despre ce e vorba, dar ei sunt plătiți să facă scandal pe tema asta. Și așa ajungem încet, încet. Bun, unii sunt plătiți, noastre. Alții nu, pentru că nici nu trebuie să trecem în extrema cealaltă. Știți că eu am promovat și promovez tot timpul educația. Informarea și educarea sunt două aspecte foarte importante, pentru că cu cât avem o populație mai informată și mai educată, cu atât putem face ceea ce nu prea facem, prevenție, profilaxie, în sensul prevenția socială, studiile sociologice. Uitați-vă, absența, știați că de 5 ani de zile, în preajma alegerilor, nu mai face nimeni studii sociologice, mă refer aici nu la exit poll-uri, ci mă refer la evoluția și dinamica în doctrine și în politică. În România, până acum 5 ani, exista un grup de voluntari inițial, după aia a fost plătit de către stat acest studiu și nu ne mai întrebam astăzi cum a apărut noul partid AUR. A apărut pentru că nimeni n-a făcut niciun studiu și cu aroganța specifică politicienilor din România au fost considerați ca fiind outsideri. Iacătă, lucrurile n-au stat așa. Cred că indiferența față de anumite fenomene sociale, față de evoluția din ultimii ani, chiar și în contextul în care vorbeam apropo de rasism, apropo de minorități, pentru că aici vorbim de minorități religioase, aici vorbim de minorități a unor cu apartenență la diverse etnii, adică fără o analiză socială, fără știință, astăzi lucrurile pot scăpa de sub control. Și ne trezim că nu mai putem controla anumite fenomene sociale. Asta este motivul pentru care cred în continuare că studiile științifice, analizele sociologice, analizele psihologice sunt obligatorii în societatea în care trăim și mai ales într-o perioadă în care uitați-vă la provocările imense, la ceea ce înseamnă pandemia, criza economică. Cred că vom avea provocări din ce în ce mai mari. Lumea se transformă cu o viteză incredibilă
Iar noi, în conservatorismul nostru, credem că, de fapt, noi suntem niște victime și restul lumii exagerează și se dezvoltă într-o direcție în care noi n-o să, de care noi nu avem nevoie. Ba, avem nevoie. Nimeni nu spune că nu avem nevoie. Globalizarea este obligatorie. Nu vom scăpa de globalizare. E clar, astăzi nu mai poți trăi de unul singur. A, că din când în când, când criza e foarte mare, suntem pe cont propriu și nu ne ajută nimeni. Asta este cu totul altceva. Dar pentru asta avem nevoie de o forță, de o nație puternică. Avem nevoie de un sistem puternic, un sistem care să ne ofere nouă garanția și stabilitatea, chiar psihică, pentru că, să știți, ceea ce se întâmplă acum în România, încă nu au apărut efectele puternice ale presiunii psihologice, dar vor apărea. Pentru că s-au făcut niște statistici și singurul lucru de care suferă românii, dacă nu știați, este faptul că ei nu mai pot călători. Este foarte adevărat. Nu vrei de mine. Da, nu știați? Nu. Nu. Deci azi au apărut niște statistici, foarte mulți români sunt supărați că nu mai pot călători și eu pot să înțeleg. Deci pentru persoane care călătoreau de 3 ori pe an în afara țării sau în țară, li s-a schimbat acum, obiceiurile se schimbă obligatoriu în acest context și probabil că le-a produs o presiune psihologică greu de recuperat. Ce pot să vă mai spun și o să vă uimească este că numărul celor care sunt fericiți că lucrează de acasă este mai mare decât numărul celor care își doresc să meargă fizic la serviciu. Deci s-a creat deja un obicei. Am înțeles. Problema este că numărul celor fericiți să lucreze de acasă, nu știu dacă au fost întrebați mai departe, adică cât lucrezi de acasă, ce lucrezi de acasă, absolut. Care este responsabilitatea ta, știți că aici este o problemă. Mai cunosc și oameni care lucrează de acasă și spune că mă scuzi, eu la ora 10 sunt pe WC-ul. Bun, păi poate lucra și de pe WC-ul, poate lucra și de la masă, poate lucra, fiecare își face un management al timpului pe propriile nevoi. Ce mai este interesant, cum dinamica în care se schimbă zonele ocupaționale, profesiile. Gândiți-vă că cele mai căutate locuri de muncă astăzi sunt profesiile cum ar fi șofer sau cei care fac curierii, cei care fac curieratul, promoterii. Deci astea sunt profesiile cele mai căutate. Se schimbă și structura pieței muncii și abordările, dar la toate acestea cineva ar trebui non-stop să urmărească, să monitorizeze și să emită niște studii, pentru că aceste studii ne vor ajuta să nu intrăm din criză în criză în criză. Eu am două amendamente. De fapt, o întrebare și un amendament. Încep cu amendamentul. Avem nevoie de studii, mai trebuie să le și citească cineva și să le înțeleagă și să le aplice. La nivelul conducerii țării, și aici mă refer la guvern. Să nu spuneți că se citește. Nu, ar trebui să se citească. Deci. Adică, eu cred că, în general, orice politician trebuie să aibă o cultură generală, iar pe lângă această cultură are nevoie de o updatare permanentă, nu doar la știrile și la breaking news, au nevoie și de... Așteptam reacția papagalilor. Papagalii sunt puțin supărați, cred că da. Ei așteptau, de fapt, noi să comentăm politic. Ați văzut că au fost foarte activi când am vorbit despre politică. Exact. Bun. Acum au tăcut. Acum vă provoc. Spuneți așa, avem nevoie să fim o națiune, la un moment dat, sau ceva apropiat de termenul acesta. Bun. Care sunt elementele în jurul cărora populația românească ar trebui să se strângă ca să poată să se numească națiune? E foarte greu. De ce vă spun? Ca să putem vorbi despre națiune, e chiar... De ce vă spun? Pentru că ne întoarcem la apariția aurului. Ei au venit cu un mesaj, bine, nu știm cum a ajuns mesajul la oameni,
că e mai complicat, nu discut acum, nici nu vreau că trebuie să-mi vină și mie preotul cu botezul și nu vreau să-l supăr. Cu botezul puțin mai acolo, de Sfântul Ioan. Da, de Sfântul Ioan. Deci nu vreau să supăr această tacmă. Probabil că ei știu mai multe despre mesaj, cum a ajuns mesajul la oameni, dar ei vin și spun așa, familie, istoria națională, nație, naționalism. Nu mă feriți să folosiți cuvântul naționalism. Da, nu mă feresc deloc. Care, într-o formă corectă, par fi o atitudine benefică. Deci, ei vin cu asta, da? Și spun, ăștia sunt stâlpi. Greșesc? Ei nu greșesc. Nu. Modul ca mesaj. Nu, aici avem, până la urmă, niște principii, niște sentimente foarte serioase, de care chiar națiunea asta, românii, au nevoie. Avem celălalt aspect în care, de fapt, această formațiune politică a speculat, până la urmă, slăbiciunile celorlalte formațiuni politice, care fie au atacat, de exemplu, biserica, fie au promovat drepturile unor minorități. Și ei au extras toate aceste nemulțumiri, au făcut o doctrină încropită, o doctrină care până la urmă nu este, în afară de niște manifestări de stradă și manifestări nici măcar acoperite în media, în fapte, da? Rest n-au făcut și nu știu cum vor performa. Pentru că dacă un partid cum este AUR va veni și îmi va educa poporul în așa fel încât să vorbim pe bune despre spiritul național, despre ceea ce înseamnă naționalism, despre respectarea obiceiurilor, tradițiilor și a istoriei României, nu m-ar deranja. Sunt curios cum, care ar fi abordarea AUR în cazul arbitrului. Deci cred că ei ar putea vorbi despre asta. Culmea, a avut o reacție destul de neașteptată, Simion. O să caut în timp ce vorbim ca să o găsesc, dar revin la întrebare. Cum am putea deveni cu adevărat o nație? Care sunt factorii care ne-ar putea coagula? Pentru că uitați-vă, mergem și o să supăr pe foarte mulți adepți ai teoriilor corectitudinii politice și ale politicii euroatlantice. Uitați-vă, orice pot să spui despre polonezi și despre unguri, dar nu pot să spui că nu sunt patrioți. Ba da, și au găsit niște elemente, cei care conduc acum, eu nu spun că sunt bune, pentru că multe din ele sunt duse în extrem, dar au găsit o modalitate, bine, grevată pe trecutul popoarelor respective. Aici vorbim despre istoria lor, despre cultura lor. Exact. Nu uitați că pe vremea voievozilor se ducea întotdeauna unul mai inteligent la înalta poartă și își cumpăra scaunul, tronul și se întorcea după ce turcii sau chiar oamenii respectivului voievod îl decapitau pe cel dinainte. Deci lucrul ăsta s-a întâmplat întotdeauna. Uitați-vă la reacțiile noastre față de foarte, foarte mulți conducători pe care le-au avut fie regiunile României, regiunile istorice sau chiar România. Mi-aduc aminte și scena care, bine, la vremea aia toți gândeam la fel, dar se pare că nu a fost o abordare fericită, condamnarea și executarea lui Ceaușescu. Cred că și pentru asta am plătit niște prețuri, dincolo de cele religioase, spirituale și așa mai departe. Problemele sociale sunt subliniate, agravate și după aia folosite pentru o manipulare. Pentru că, repet, eu am văzut foarte mulți, am văzut și oameni, într-adevăr, de valoare în AUR, dar am văzut și oameni care n-au nicio treabă cu aceste principii pe care ei le apără. Simion, despre scandal. Susținem corectitudinea pe terenul de sport, nu intoleranța generată de corectitudinea politică. Azi e Colțescu, mâine poate fi oricare dintre noi. Da, rasismul este inacceptabil, dar situația care a generat un val de ură fără precedent la adresa unui arbitru român nu se încadrează în acest tip de comportament.
Da, e corectă este abordarea. Perfect, corect, da, abordarea. Este foarte corectă abordarea. Ok, dacă vom avea astfel de declarații și analize ale aurului, totul e spre bine. Bun. Revin. La papagali. Nu la papagali, revin la națiunea română. Națiunea română, în primul rând, atunci când vorbim de națiunea română, trebuie să vorbim despre, hai să spunem, patriotism. Patriotismul este o formulă deja erodată și oarecum... Erodată de cine și de când? Erodată și de spiritul globalizării. Nu uitați că avem foarte mulți români care au plecat din România și lucrează sau chiar au rămas în țările în care au emigrat. Practic a existat o disoluție începând de... Pentru că, până la urmă, patriotismul pleacă de la școală, pleacă din educație, pleacă din biserică, pleacă din educația religioasă. Sunt lucruri care... cu timpul, repet, s-au diminuat și unele chiar au dispărut, elementele care influențează spiritul patriotic. Mulți zic patriotism față de ce? Bun, aici trebuie să ai niște repere foarte puternice și, în primul rând, aici vorbim de reperele morale. Atâta timp cât reperele morale au dispărut într-o vâltoare a globalizării, într-un sistem politic mereu agresiv și uitați-vă, eu cred că într-o țară aflată în criză, normalitatea ar fi o politică consensuală. Avem nevoie de politici consensuale, avem nevoie de unitate, măcar în perioada asta în care lucrurile nu merg deloc bine. Și se agravează și criza medicală, se agravează și cea economică, dar noi vedem cum partidele se ceartă pe funcții, pe cine a câștigat, cine a pierdut. Mi-aș fi dorit să văd un guvern de Uniunea Națională. Mi-aș fi dorit să văd... Dar cu adevărat, guvern că care dispar să vrea interesele să facă politice, că avem super profesioniști și că înțelegem că fără o unitate și fără politici consensuale nu putem depăși aceste crize. Și din păcate, politicienii nu prea înțeleg acest lucru. Nu mă deranjează, sunt discuții, acum știți bine, UDMR-ul, iar UDMR-ul, de ce UDMR-ul? Nu știu cum o să stea în băncuță UDMR-ul cu aurul. Era momentul în care să poate uităm... era bine să fie într-o bărcuță amândoi. Și da, bărcuța și respectivă să fie cu aer și să nu aibă la ei alte arme albe decât ace. Lăsând gluma la o parte, eu cred că e nevoie de consens. Și nevoie... Nu știu dacă nu era exercițiu de imaginație. Da, ne-am și imaginat, dar nu vreau să fiu acuzat după aia de șovinism, pentru că suntem la un pas. Dacă vorbim de barcă gonflabilă, ace și maghiari, e deja prea mult. Bun, atunci ați vorbit despre păpușe gonflabile. Că atunci vom fi acuzați de atentat la politica transgen. Știți că, până la urmă, o păpușă gonflabilă nu știm dacă cel care a gândit-o, a gândit-o să fie de sexul feminin. E bine să ne abținem și să abordăm alte subiecte. Bun, să abordăm mai eficiente, pentru că dacă vorbim deja de transgen și de păpuși gonflabile, cred că chiar nu vom găsi un suport în accepțiunea culturii din România. Dar de ce? De ce? Pentru că... Suntem conservatori? Suntem conservatori, asta știi cu toții. Atunci nu ne mirăm de rezultatul alegerilor. Eu au ales că... PSD-ul în majoritate, a venit aurul cu aceste principii. El spune, sunt partid conservator, suntem partid conservator. Nu, aurul a venit, repet, cu niște elemente foarte importante și fundamentale pentru de nația ce celelalte partide, de ce aici celelalte problema partide n-au venit să vorbească spus despre patriotism, valorile fundamentale ale poporului român, biserică. Să citiți, a postat Mihai Neamțu, a făcut o analiză foarte pertinentă și reală, pentru că
dincolo de faptul că el, clar, dacă cineva stătea să-l urmărească pe Mihail Neamțu, care era, lumea nici nu știe la ce partid e sau unde era, un om din PMP, adică... Eu credeam că vorbiți de Sigrid Mureșan. Nu, dar nici el nu e un personaj care trebuie aruncat la gunoi. Dar nu l-aruncă la gunoi. Eu tot în PMP am fost. Eu am în față aici niște fotografii, nu vreau să dau nume. Și mă gândeam că în timp ce Mihail Neamțu sau... nu știu dacă ne uităm la aceleași fotografii. Da. Gândiți-vă că oameni de valoare, acum m-am referit la Mihail Neamțu, pe care îl apreciez ca fiind un intelectual și chiar el cochetează cu filozofia, deși face filozofie și nu doar filozofie politică. Oameni de valoare n-au intrat în Parlament, în schimb avem personaje de același calibru. Închid ziarul, nu se poate. Da. Avem personaje de același calibru, nu văd o creștere a calității în Parlamentul României. Bun, atunci a calității îmi permit umane. Să vă întrerup, pentru că am greșit un lucru fundamental după alegeri. Am uitat să citesc numele deputaților și senatorilor de Neamț. Va trebui să-i citesc pentru că... Eu nu știu pe de rost. Ciprian Șerban de la PSD, Oana Bulai de la PSD, Remus Munteanu de la PSD, pentru cei care nu-l cunosc, este băiatul domnului fost deputat Ion Munteanu. Răzvan Cuc, pe care îl cunoaște toată lumea. Noi, după ce l-am avut mai multe ori în emisiune invitat, ne-am dotat și noi cu ale noastre aici, ați văzut. Fiecare cu pasărea lui. Deci, Mugur Cosmanciuc, de la PNL, Laurențiu Leoreanu, acum de la PNL, Eugen Țapu, la PNL, Mara Calista, venită nemțeancă de-a noastră, din Teleorman, cred, tot la PNL, Iulian Bulai, de la USR, Dumitrina Mitrea, de la AUR, și Solin Lavric, de la AUR. Acum revenim. Deci, domnul Mihai Neamțu n-a intrat în Parlament. În Parlament au intrat mulți oameni care nu meritau. Bun, să ajungă Mihai Neamțu sunt mulți, la fel cum contraponderea sunt și mulți care au intrat, dar care, repet, nu cred că vor ajuta foarte mult evoluția parlamentarismului în România. Adică, nu știu, nu văd ca cei care au intrat să facă vreo reformă, ca să nu mai vorbim că s-au lăudat și unii și alții, că vor face o reformă administrativă, că vor face modificări și reformă privind Constituția. Păi n-au două treimi. De-aia vorbesc eu de politici consensuale. În momentul în care au două treimi, pot face aceste lucruri. În momentul de față, majoritatea este fragilă, dar bine că este o majoritate. PSD-ul, incontestabil, pe nivelul de participare la vot, a câștigat alegerile. Deci nu avem cum să contestăm acest lucru. Dar, în același timp, mă gândesc și la legitimitatea acestui parlament, care reprezintă, până la urmă, cam, nici nu știu, sper să nu greșesc, vreo 10% din cei cu drept de vot din populația țării. Deci nu cred că vom avea o mare reformă sau o evoluție nemai văzută, adaptată la realități, la crize a parlamentului. Reformele în Parlament sunt precum autostrăzile construite în România. Absolut. La stadiu de proiect și de hârtie. Bun, măcar suntem, cred, dacă nu greșesc, la 900 și ceva de kilometri de autostradă. Deci cam așa. Nu, avem acum, avem 19 kilometri. Păi cu tot cu aia. Deci suntem la 990 kilometri de autostradă, deși dacă luăm promisiunile și asumările politicienilor din urmă cu 20 de ani, ar fi trebuit să avem acum minim 5.000 de kilometri de autostradă. Da. Și am pierdut și banii europeni, pentru că noi încă n-am înțeles și nu vrem să înțelegem că banii aia nu sunt gratuiți. Noi pentru banii aia europeni am făcut eforturi majore.
Am contribuit la bugetul Uniunii Europene. În primul rând am contribuit și contribuim la bugetul consolidat al Uniunii Europene, dar în același timp gândiți-vă câte modificări structurale s-au produse în diverse domenii, modificări impuse de către legislația europeană, dar care pe noi nu ne-au ajutat deloc, pentru că am practic anulat anumite domenii de activitate, segmente din economie, ca să nu mai vorbim că am acceptat din start și trebuie să acceptăm libera circulație a persoanelor, libera circulație a mărfurilor și competiția. Competiția care ea se întâmplă cam așa. Voi sunteți mici, noi venim, vă cumpărăm pe toți voi ăștia mici. În cel mai fericit caz, investim în voi, dar de obicei se închide totul pentru a elimina concurența și voi trebuie să deveniți și să rămâneți o piață de consum, ceea ce și suntem. Suntem, pentru că în continuare a ceea ce a spus dumneavoastră, ajungem la patriotism. Am închis piețele și am lăsat marketurile deschise. Povestea cu piețele, eu cred că a fost o greșeală tactică la presiunea factorului medical, adică a profesioniștilor din sănătate. Cred că a fost o analiză superficială. Dovadă este că după o lună s-au redeschis piețele și lucrurile sunt ok. Probabil că din prea mult avânt revoluționar... Cineva a vrut să facă un bine guvernului. Sau a vrut să-i facă un bine și PNL-ului. Da. Și PNL-ului. Acum... Pentru că, dincolo de orice, totuși guvernul Orban a condus în criză. Guvernul Orban a făcut față la limită, exceptând bâlbâielile și gafele inerente, dar provocările sunt foarte mari în pandemie și aici nu merge gluma aia că ne-a luat pe nepregătite. Da, ne-a luat pe nepregătite. Vedeți cum când am pronunțat Orban au început să cânte? Nu, când a pronunțat pandemie. A, nu, pandemie. S-au legat cele două cuvinte între ele, nu știu. Sunt convins că n-au probleme cu gripa aviară, da. Că e pandemia lor. Da, acum... Trebuie să trecem la momentul următor al emisiunii, să prezint ziarul Mesagerul, pentru că deja ne-am distrat, întins, da. Ne-am întins. Deci, ziarul Mesagerul revine la formatul său din afara campaniei electorale și vă prezentăm astăzi un interviu cu femeia care a stat alături de Draga Olteanu Matei în ultimii, cel puțin în ultimii 10-11 ani. Un interviu foarte interesant, care se întinde pe două pagini, vă invităm să-l citiți. Vă dau doar titlul: de Crăciun, Draga cânta obraz frumos de Revelion, își punea tot aurul pe care l-avea pe gât și pe mâini, spune Viorica Fodor. Două pagini, așa, de un pic de analiză privind campania electorală. Îmi permit să vă citesc doar începutul materialului. Multă lume nu a acordat suficientă atenție cuvintelor spuse de Patriarhul Daniel în legătură cu interzicerea pelerinajului de Sfânta Paraschiva la Iași, ca fiind o măsură disproporționată, discriminatorie și luată fără o consultare prealabilă cu Biserica Ortodoxă. A urmat apoi amenințarea directă din slujba ținută cu ocazia Sfântului Dimitrie cel Nou, când a vorbit despre căderea regimului Ceaușescu, în momentul în care a interzis în toamna lui 89 închinarea la Sfintele Moaște. Dumnezeu nu se lasă batjocorit, spunea Patriarhul, și aducea un argument atunci. Declarația era făcută în octombrie și pe 6 decembrie, în alegerile parlamentare, PNL suferea o înfrângere neașteptată, pierzând primul loc în dauna PSD. A câștigat foarte multe voturi AUR. Eu îmi permit să vă citesc din statutul AUR o frază. AUR se opune defăimării clerului, interferirii simbolurilor de credință și compromiterii credincioșilor care au curajul de a-și asuma public statutul de creștin. S-ar putea să fie o legătură între cele două lucruri citite înainte. În pagina a cincea, un interviu cu arheologul Constantin Preoteasa, un om absolut fascinant, care a trecut prin experiența coronavirusului și care spune: trebuie să ai IQ negativ ca să susții că nu există coronavirus. Aveți și tot ce trebuie să știți despre vaccinare, plus câteva portrete absolut senzaționale.
Vă reținem atenția cu o rubrică nouă care va vedea, va apărea după posibilitățile noastre. Lunar, bilunar, omul cetății. Astăzi Viorel Nicolau, librarul Viorel Nicolau, colecționarul Viorel Nicolau, omul de cultură și artă Viorel Nicolau, titlul materialului Fac ce vreau, când vreau și cum vreau eu. Despre el vorbesc Cristian Timofte, Adriana lui Gheorghe, Mircea Zaharia și Arcadie Răileanu, alte personalități care merită să fie și ei la această rubrică. In memoriam profesorul Gheorghe Țigău, profesor Gheorghe Țigău, un nume în învățământul românesc, care ne-a făcut onoarea să colaboreze la Mesagerul de Neamț ani buni cu zeci de materiale. Nu lipsesc acuzații de mită în alegerea viceprimarului comunei Bălțătești și o invitație să mergeți la Durău în weekend, pe pârtie, s-a deschis și totul este foarte bine. Da, ce păcat că, ce bine că s-au deschis pârtile în România, ce păcat că sunt închise cele din Austria, mai ales că, așa cum spuneam mai devreme, aia, oamenii trăiesc chiar într-o psihoză acum pentru simplu fapt că nu pot călători, că nu pot pleca în vacanță, pentru că ce să facem? Democrația ne-a adus și obiceiuri de, și dependențe față de anumite zone de, practicare a sporturilor de iarnă, așa cum este Austria. Bine, intră și Franța, dar foarte mulți români, peste 350.000, mergeau în fiecare an în Austria. Asta apropo de studiile făcute și ce au... Da, e bine că măcar dumneavoastră le urmăriți și le citiți. Sper să le citească și cei de la guvern. Eu propun să încheiem aici emisiunea, nu înainte de a mai vă spune că am cu fandalul consacrat al Papaiului, să vă mai spun că am totuși o întrebare mare. De obicei de Crăciun sunt tot felul de filme, știți, și în filmele americane exista un clișeu. Alea, filmele cu îngeri, cu așa, să pășești în lumină, apărea o lumină albă, nu știu dacă am voie să spun albă, și pășeai din lumea asta în lumea cealaltă. Sunt curios cum vor fi filmele făcute de acum încolo cu pășitul în lumină. Va trebui foarte multă imaginație să pășești în gri. Ne oprim aici. Cele bune, la revedere. Cafeaua, să știți că încă la noi în România este neagră. Cele bune. La revedere. La revedere.